Vă salut, dragi prieteni ai Minutului de Spiritualitate. Sunt Ștefan Pușcă și continui astăzi serialul nostru despre harta emoțiilor. Am să mă refer la starea minții noastre și zona abdominală. Starea minții, așa cum spuneam ieri, ne poate afecta zona abdominală, în special intestinul. Intestinul, după cum arătam ieri, ne poate influența moralul. Vorbeam ieri despre creierul abdomenului, despre intestin, așa cum consideră oamenii de știință că este. Cele două creiere, creierul acesta de sus din cutia craniană și creierul abdomenului, în ghilimele, colaborează între ele pentru binele nostru. Pentru că altfel, dacă ele nu ar colabora, nu ar schimba informații, s-ar produce dezechilibre foarte importante în organism. Abdomenul reprezintă memoria vieții noastre emoționale. Spre exemplu, durerile de burtă ar putea fi considerate ca mesaje ale burții, în ghilimele, și pot fi consecința emoțiilor refulate care trebuie echilibrate. În zilele următoare ne vom concentra pe soluții ale acestor probleme. Până atunci vă propun să vă gândiți puțin la ele în raport cu viața dumneavoastră, cu a noastră personală. Vă doresc o zi minunată și vă aștept cu plăcere la următorul minut de spiritualitate.